zi de mare sărbătoare la Direcția Hidrografică Maritimă marți 23 februarie, când au avut loc festivitățile prilejuite de împlinirea numai puțin de 90 de ani de la înființarea instituției. Programul a cuprins un tur al unității, precum și discuții pe baza activităților specifice Direcției Hidrografice Maritime. Alături de personalul direcției, la manifestare au participat reprezentanți ai conducerii forțelor navale, l-au numit aici pe contraamiralul de flotilă Ioan Stănciulescu, locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al forțelor navale, precum și personal militar și civil, activ și în rezervă, foști angajați și comandanți ai unității, dar și instituțiilor civile care au derulat proiecte comune cu Direcția Hidrografică. Este vorba de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa sau Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și geoecologie marină, Geoecomar. Prioritățile pe care urmărim să le realizăm în anul 2016 sunt câteva. Acestea aș enumera continuarea cercetărilor hidrografice, topografice a liniei coastei, în partea de nord a litoralului, de la Constanța către zona Sulina, continuarea activităților de elaborare a hărților maritime conform standardelor internaționale stabilite de către Organizația Hidrografică Internațională și standardelor NATO, executarea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de navigație prin semnalizarea maritimă care o realizăm prin farurile de la litoral. Și, bineînțeles, în continuare, toată activitatea Direcției Hidrografice se va axa pe aceste cercetări hidrografice la care Direcția Hidrografică și-a luat angajament să finalizeze într-o anumită perioadă de timp, mai exact până în anul 2018, să avem finalizată executarea batimetriei până la batimetrica de 20 de metri a întregii linii de coastă. În această vară vom avea nava hidrografică Capitan Alexandru Cătuneanu. Este deja, nava a finalizat lucrările. Mai avem ceva de rezolvat și începând din anul 2016, mai exact de la începutul lunii mai, vom ieși pe mare și cu această navă hidrografică Alexandru Cătuneanu, alături de celelalte șalupe specializate ale Direcției Hidrografice în cercetările hidrografice maritime care le avem de făcut. O istorie bogată în cei 90 de ani, sintetizată foarte pe scurt de amiralul Stănciulescu prin următoarele cuvinte: profesionalism, competență, național și internațional, adică acoperă principalele domenii de activitate. Ce doriți să le urați subordonaților dumneavoastră, celor care lucrează în această instituție importantă din forțe navale și din peisajul național românesc, pentru care atribuții naționale și internaționale, acum la acest aniversar? La acest aniversar doresc să urez tuturor membrilor Direcției Hidrografice, dar și colaboratorilor Direcției Hidrografice, un călduros la mulți ani, să fie fericiți alături de familiile lor, să fie sănătoși și să ne îndeplinim toate sarcinile care ne le-am asumat și sunt sarcinile și obiectivele care au fost trasate de către statul major al forțelor navale. Urăm și noi la mulți ani nonagenare instituției și vă promitem că vom fi prezenți și la vară, la prima campanie de cercetări hidrografice și oceanografice, la bordul nou modernizatei nave specializate Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, pentru a vă relata din nou despre hidrografie și marinărie aici, la Marea Neagră.